În următoarele 6-12 luni, economia americană ar putea intra în recesiune. Fed ar putea opri raliul dobânzilor în luna iulie, dar nu va trece la reducerea dobânzii cheie dacă inflația nu se va reduce semnificativ, spune Katie Jones, strateg la Charles Schwab. Ea consideră că există un potențial ridicat de încetinire economică, de creșterea șomajului și de stres asupra sistemului financiar. The Fed is currently still projecting another 25 basis point rate hike at the May meeting. That's their intention right now. I'd be surprised if there was a major reason to do that, but I have been surprised that in the midst of all this turmoil, the Fed kept hiking rates anyway. So I suppose if they really desperately want to get another 25 basis points on the books, they'll go ahead and do it, but I think it just adds to the risk to the economy. The end of this year into 2024, barring some sort of, you know, major surprise in looser financial conditions, which doesn't seem likely, I would say it's, you know, it's a 6 to 12 month time frame that it's a pretty high risk of recession. Experții HSBC avertizează investitorii că vor fi cel puțin 6 luni în care puterea dolarului va slăbi. Indexul DXY, care compară dolarul cu alte 6 valute, a scăzut cu 11% de la maximul din septembrie 2022. După colapsul SVB, investitorii mizau pe o oprire a raliului dobânzii cheie de către Fed, dar oprirea va veni cel mai probabil în iulie. Analiștii HSBC spun că majorările dobânzii cheie din ultimele 12 luni ar putea încetini economia americană, ceea ce ar putea afecta și dolarul, care reflectă încrederea investitorilor în economia Statelor Unite. Noi mergem la Bogdan Maioreanu, analist eToro. Salutare! Mulțumesc de invitație! Cu mare drag! Avem un posibil dolar mai slab. Ce înseamnă asta sau cum traducem asta prin ochii unui investitor și dacă există și niște active care poate sunt mai potrivite în condițiile unui dolar slab? Da. Slăbirea asta a dolarului, chiar și cei de la HSBC spun că va veni în perioada următoare. Practic, această posibilă slăbire a dolarului depinde de perspectivele de scădere a inflației și a ratelor dobânzii din Statele Unite sau, dacă nu o scădere a ratelor dobânzii, măcar o stabilizare a acestora. De asemenea, mai depinde și de o posibilă încetinire a economiei americane într-un ritm mai rapid decât se estima, pe măsură ce ratele dobânzilor încă ridicate de 5% și o să vedem în martie cu cât va ridica din nou Fed-ul sau dacă va ridica ratele dobânzilor, împreună cu înăsprirea creditării bancare o să-și producă efectele în economie. Asta va avea un efect și asupra piețelor de acțiuni. Deocamdată ne uităm la o recuperare în formă de U, dar în funcție de cum se va opri tot acest proces al Fed-ului de mărire a dobânzilor, e posibil să vedem și o recuperare ceva mai rapidă în V. Acum, hai să ne uităm un pic care este impactul unui dolar mai slab. Păi, în primul rând, dacă vă aduceți aminte, anul trecut, americanii se mirau că pot în acest moment să facă concedii mult mai ieftine decât în alți ani în Europa, pentru că beneficiau de un dolar foarte puternic față de euro. E, acum, un dolar mai slab va întoarce oarecum roata, permițând europenilor să se ducă în zone unde prețurile sunt cotate în dolarul american. Dar dacă ne uităm la un nivel macro, un dolar mai slab o să ajute piețele emergente să-și reducă presiunile legate de finanțările în dolari prin reducerea valorii plății ratelor în moneda locală. O să facă mărfurile fungibile, materiile prime, cele care sunt cotate în dolari mai ieftine pentru cumpărătorii cu alte valute. Și dacă ne uităm în zona de energie, cam tot ce este în zona de energie, petrol, gazele naturale lichefiate, sunt cotate în dolari. Deci, având în vedere că ne pregătim, sau țările din Europa se pregătesc după iarnă să își reumple stocarea pentru iarna următoare, s-ar putea ca asta să fie un impact foarte bun în prețurile la energie pe continentul european. Acum, peste 60% din companiile din sectorul tehnologic american au vânzări în străinătate. Da, asta o să facă
aceste companii din sectorul tehnologic mai competitive și, în general, exporturile americane mai competitive. Anul trecut, exporturile europene au fost mai competitive decât cele americane, beneficiind de un euro mai slab. Asta întoarce oarecum situația pentru, în momentul în care vom avea un dolar mai puternic, pentru zona Europei, efectul un dolar mai slab. Efectul o să fie invers decât în Statele Unite. Exportatorii din zona europeană vor fi afectați negativ, produsele lor devenind mai scumpe. Deci asta, dacă ne uităm un pic așa în mare. Pentru activele de lungă durată, cum sunt obligațiunile, tehnologia, acțiunile defensive, criptoactivele, un dolar mai slab este o veste bună. Pentru activele sensibile la variația profiturilor sau pentru companiile ale căror materii prime sunt importate cu prețuri în alte valute, asta nu este o veste bună, pentru că le va impacta profitabilitatea. Și aici ne uităm la acțiunile ciclice, la firmele din zona small caps, deci cele cu capitalizare mică, și zona de mărfuri fungibile. Studiul Litoro Retail Investor Beat arată că provocările de pe piață din ultimul timp nu i-au speriat pe investitorii individuali din România. Putem începe să ne orientăm către active de risc sau rămânem la mărfuri fungibile și obligațiuni străine pentru a ne proteja de o posibilă recesiune? Aici cred că depinde de strategia fiecărui investitor. În mod cert, Retail Investor Beat, sondajul făcut de eToro în rândul a 10.000 de investitori, nu doar de pe platforma eToro, dintre aceștia 500 sunt români, ne-a arătat că atenția investitorilor români s-a mutat într-adevăr de la acțiuni la mărfuri. Practic am avut o creștere de 11 puncte procentuale a numărului de investitori care au avut acest activ în portofolii, de la 16% în urmă cu un an la 27%, datele sunt pe ultimul trimestru. Deci, obligațiunile străine au fost cele pe locul al doilea în topul preferințelor investitorilor, cu o creștere de 7 puncte procentuale, urmate de investițiile alternative, creștere de 4 puncte procentuale. În mod particular, tot mai mulți români au investit în instrumente alternative, cum ar fi proprietățile imobiliare, artă, numărul acestora ajungând la 29%. De altfel, asta este o categorie în care românii sunt mai predispuși să investească, comparativ cu media europeană și cea mondială, care este de 23%. Acum, dacă ne uităm la ce încredere au investitorii români în portofoliile lor, aceasta se găsește la cel mai înalt nivel, cred că de undeva din trimestrul 2 din 2021. Și în general, pe parcursul anului trecut, această încredere în structurarea portofoliilor lor pentru români a fost foarte puternică. Cred că nu am scăzut sub 70% pe parcursul anului. Deci asta arată că investitorii au încredere în modul lor de a investi. Se mai întâmplă un lucru însă, și anume a crescut numărul investitorilor care au cash, care au bani lichizi în portofolii, și asta ne arată că cel puțin pentru o perioadă aceștia se pregătesc să vadă ce se întâmplă cu piața și în momentul în care fie vor ajunge acțiunile pe care și le doresc la prețuri mai atractive, fie condițiile din piață se vor îmbunătăți, vor decide să își adauge la portofoliile lor de active cele care vor fi interesante pentru ei în acel moment. Domnule Bogdan Maioreanu, vă mulțumim frumos pentru intervenție și pentru răspunsuri. Vă mulțumim, vă mai așteptăm!